Tragedia s-a produs în data de 25 martie anul trecut, când organele de urmărire penale au fost sesizate că pe raza comunei Bâlteni a avut loc un grav accident de muncă. Alexandru Tunaru, de 41 de ani, din Țiclen, și Grigore Sterian, în vârstă de 45 de ani, sudau o conductă, însă, în urma lucrărilor, s-a produs o explozie care a aruncat în aer. Martorii spun că la fața locului au mai putut fi văzute doar rămășițe din trupurile celor doi. Un singur angajat a scăpat cu viață în urma deflagrației. Toată nenorocirea s-a produs, conform anchetei efectuate, din cauza celor doi angajați, Calotă Cristian și Laurențiu Zamfir, primul inginer șef adjunct la grupul de zăcăminte Țicleni, al doilea șef formație de lucru în cadrul departamentului de mentenanță. Aceștia nu și-au îndeplinit corespunzător îndatoririle pe care le aveau, atât cu privire la întocmirea documentațiilor necesare pentru remedierea unei defecțiuni apărute la o conductă de petrol, cât și cu privire la operațiunile practice pe care trebuia să le execute fiecare, ceea ce a condus la producerea accidentului de muncă din data de 25 martie 2010. Cei doi bărbați au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă în formă agravantă.